Domnul să binecuvinteze pe fiecare din cei 31 de candidați și ei să fie, așa cum scrie în versetul 39, plini de bucurie. Domnul să-i ajute. În același ton cu ceea ce fratele Cristi a vorbit, vreau și eu să merg mai departe în acest cuvânt și să aduc în fața voastră, în fața noastră, în fața Domnului, câteva lucruri, pornind de la aceeași idee. Încă ceva lipsește, încă ceva lipsește. Și haideți să rămânem în același text din Fapte, din capitolul 8, și să mai vedem câteva elemente sau câteva persoane, putem să spunem și despre cineva care lipsește de aici, din acest proiect al mântuirii pe care Domnul l-a desfășurat în dreptul fiecăruia dintre voi. Îmi amintesc și eu cu emoție când văd candidați de botez, cu câtă frică mă rugam lui Dumnezeu și spuneam: Doamne, te rog să nu vii în noaptea asta, că eu încă nu m-am botezat. Și mai trecea o zi și iarăși mă rugam: Doamne, nici noaptea asta să nu vii, te rog frumos. Încă nu m-am botezat, poate că dacă o să vii, nu o să mă iei cu tine, dar te rog frumos, mai zăbovește. Și era rugăciunea mea și m-am bucurat enorm când am mers în apa botezului și am putut să mărturisesc pentru slava lui Dumnezeu, pentru mântuirea mea, că Iisus Hristos este Domnul meu și Mântuitorul meu personal. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne uităm în textul nostru și să vedem un prim element, bineînțeles alături de celelalte elemente binecuvântate, amintite aici, versetul 26, elementul supranatural. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip. Posibil că la mântuirea unora dintre noi lipsește acest element, elementul supranatural. M-am bucurat foarte mult, să știți, la un moment dat, am fost la noi în biserică în Cluj la catehizare și am vorbit despre ce înseamnă pocăința, ce înseamnă să te apropii de Dumnezeu, ce înseamnă ca Dumnezeu să se apropie de tine. Și în seara respectivă, unul dintre candidați a scris un bilet și l-a trimis la amvon și pe el scria așa: vă rog frumos, rugați-vă pentru mine că eu nu cred că m-am pocăit încă. Era sincer. Uite, s-ar putea să fii candidat de botez și să lipsească din toată schema asta a mântuirii tale elementul supranatural. Aici elementul supranatural, alături de altele, vom vedea imediat, este un înger. Îngerul lui Dumnezeu este trimis la Filip și îi vorbește și spune astfel: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Ce înseamnă asta? Uitați-vă de ce nu-i predică acest înger lui Fameni. Putea să meargă îngerul, e așa de ușor ca un înger să meargă și să înceapă să-i predice famenului. De ce îngerul nu predică? De ce îngerul nu vorbește despre Iisus Hristos, despre jertfa lui? Pentru că, fraților și surori și iubiți candidați, Domnul a dat această mare prerogativă și acest mare privilegiu oamenilor. Numai cei răscumpărați pot să vorbească despre răscumpărare. Îngerii duc în schimb mesaje. Uitați-vă, merge un înger cu un mesaj și mesajul lui este foarte clar. Atât i-a zis Dumnezeu, atât a spus. Dacă unui înger, unui mesager, Dumnezeu îi spune să facă ceva, el face și atât. Țin minte că în urmă cu aproximativ 20 de ani, tatăl meu a fost grav bolnav. Credeam că moare, a căzut de undeva de la 7 metri, a ajuns într-o stare foarte gravă, 5 coaste rupte pe stânga, 2 pe dreapta, umărul rupt, era în spital în comă și ne-am rugat și Dumnezeu a rânduit să se trezească, cumva, cumva.
Doctorii au administrat un tratament și l-au trimis acasă și i-au spus: n-avem ce să-ți facem. Ești un om bolnav și vor trebui aceste coaste să se prindă, oasele să se prindă în mod natural, cu durere. Noi nu putem să-ți punem un corset, o să te strângă, nu mai poți sufla, așa că rabdă și așteaptă. Și asta i-a fost tratamentul, răbdare și ceva medicamente. Într-o noapte a fost așa de necăjit și a zis: Doamne, atâta durere am că cred că o să mor în noaptea asta, dacă Tu nu vii la mine. Și a început mărturisirea păcatelor. Și știți ce s-a întâmplat? El ședea, nu putea să doarmă nici pe o parte, nici pe alta, dormea într-un fotoliu, ședea pe fotoliul lui. Și la un moment dat adoarme. Și în timp ce dormea, Dumnezeu îi arată o viziune, o vedenie, un vis de la el. O rază din cer coboară până în dreptul lui și pe raza asta coboară doi îngeri, doi soli. Au cu ei o trusă medicală. Era crucea roșie pe ea. S-au apropiat de el și au spus în felul următor: Dumnezeu ne-a trimis să-ți vindecăm partea stângă. Extraordinar, s-a bucurat. Au deschis trusa, au scos de acolo un instrument, așa ca o potcoavă, și l-au întrebat și au zis: unde-i priza? Aici. Bun, conectăm instrumentul ăsta. Am venit să-ți vindecăm partea stângă. Și imediat au dus așa ca la raze acel instrument, acea potcoavă sfântă, au dus așa. A început să se simtă mai bine, chiar în vis. S-a uitat la ei și le-a spus așa: vă rog frumos, mai am două coaste rupte pe partea dreaptă. Atingeți-vă și de ele. Aveți aparatul ăsta. Ce vă costă așa de mult să-l puneți acolo? Nu, nu, nu. Dumnezeu ne-a zis doar partea stângă. La noi în cer e ordine și disciplină. Cât a zis Dumnezeu, noi atâta facem. Tu mai roagă-te. Dacă Dumnezeu ne mai trimite, vom mai veni. Dar acum am venit pentru partea stângă. S-a ridicat, bineînțeles s-a trezit, a început să se pipăie pe stânga, nimic, nimic, nicio durere, pe dreapta mai avea durere. Și ce s-a întâmplat? După vreo 10 ani, a trebuit să meargă să-și facă niște analize și niște raze și era curios. Și s-a dus și a spus doctorilor: vă rog frumos, îmi faceți voi alte raze la stomac, la plămâni, la organele interne, dar vă rog frumos, uitați-vă și la oase. Cum stau coastele mele? Domnule, zice, ai avut două coaste rupte pe dreapta. Da, pe stânga nu se vede nimic. Nimic, nimic, nimic. Nici măcar o fisură, nimic, zice, nu se vede. Dar pe dreapta, zice, sprinse rău. Vă dați seama ce operație minunată au făcut îngerii lui Dumnezeu. Dar de ce? Îngerii duc mesaje, îngerii se duc cu mesaje strict cât le zice Dumnezeu. Și atât, ei nu fac mai mult. Așa că haideți să învățăm de la îngeri că pentru mântuirea noastră trebuie să existe și acest element important, elementul supranatural. Am citit undeva, la un moment dat, și asta e interesantă pentru că ne duce spre al doilea lucru pe care vreau să îl amintesc, încă ceva lipsește, spuneam elementul supranatural și apoi elementul, o să vedem imediat, elementul uman. Am citit undeva că la un moment dat un pastor din America mergea, conducea pe șosea, a ajuns în centrul unui oraș și aude o voce și vocea îi spune în felul următor: oprește! Era acolo un parc, oprește. Și el zice: Doamne, dar mă grăbesc, am nevoie de... Nu, 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 zice, oprește. Doamne, dar știi că trebuie la ora de să... Nu, 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 oprește. Și omul ăsta, sub impulsul a ceea ce Dumnezeu i-a vorbit, a întors mașina, că apucase să meargă mai departe puțin așa, a întors-o, a oprit și a intrat în parc. Imediat, după câteva minute, vede alergând spre el un om cu brațele deschise și zice: Domnule, spune-mi ce să fac. Eu nu știu ce să zic, ce să faci? Domnule, zice, eu te-am văzut în partea cealaltă a parcului, parcul era mare, te-am văzut acolo. Dar când m-ai văzut? Păi acum o jumătate de oră. Zice, eu am vrut să mă duc și să mă arunc în lac și să mă sinucid. Și ai venit și mi-ai spus că ai ceva important să-mi zici
și să te aștepți pe partea cealaltă a lacului. Ai fost acolo? Păi n-am fost. Eu acum am coborât din mașină. Ei, fraților și surori, acolo a fost un înger al lui Dumnezeu care a luat chipul, a luat forma acelui predicator, s-a dus și a făcut conexiunea. I-a spus celui care voia să-și ia viața, du-te că trebuie să-ți vorbesc. Dar îngerului nu i s-a dat acest mare privilegiu. Marele privilegiu, fraților și surori, marele privilegiu al vestirii Evangheliei îi este dat evanghelistului. Doamne, ajută-ne să fim evangheliști. Pentru că nu numai cei care predică sunt evangheliști, să știți. Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Și o femeie poate să fie evanghelist, dar în altă formă. Vreau să vă spun pentru aceasta o întâmplare în București. La un moment dat, un om a vrut tot așa să-și pună capăt zilelor. S-a suit pe parcul Herăstrău într-o barcă, s-a gândit să meargă până la mijlocul lacului și să se arunce în apă. Culmea că a văzut la un moment dat plutind pe lângă barcă o sticlă și în sticlă era un bilețel. Și în curiozitatea lui ridică sticla, îi scoate dopul și scoate bilețelul. Și deschide și începe să citească. Izraele, fiindcă-ți voi face astfel, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Izraele. Asta a citit-o acolo. S-a speriat, s-a blocat. A zis, măi, eu dacă mor, cu cine mă întâlnesc, cu Dumnezeu sau cu diavolul? S-a dus pe mal, a plecat, a căutat o biserică, l-a căutat pe Dumnezeu, pentru că asta scria pe bilețel și l-a luat un mesaj ca din partea lui Dumnezeu. Și s-a dus și s-a botezat și s-a împăcat cu Domnul. Dar acum era curios să știe ce s-a întâmplat, de unde a apăruse sticla aceea. O soră bătrână dintr-o biserică din București nu putea să meargă să predice, pentru că femeilor nu le este dată partea asta. Dar ea a zis, vreau să fac ceva pentru Domnul, vreau să-mi descopăr chemarea care mi-a dăruit-o Dumnezeu. Și femeia asta lua sticle, lua borcane, lua ce avea prin casă, punea mesaje din Biblie și le arunca pe apă. Femeia asta murise de 2 ani, dar cuvântul lui Dumnezeu a rămas viu și lucrător, slăvit să fie Domnul. Și omul acela a fost atins de cuvântul Evangheliei. Fraților și surori, haideți să ne uităm puțin în textul nostru, versetul 26 până la 31, lipsea din viața acestui famen ca să se mântuiască, să se pocăiască, lipsea evanghelistul. Uitați-vă, îngerul lui Dumnezeu vorbește lui Filip și haideți să luăm o aplicație practică, lipsesc și astăzi evangheliștii care să renunțe la comoditate. Dumnezeu caută oameni care să renunțe la comoditate și să plece și să meargă. Oamenii care să renunțe la mândria lor personală, la orgoliul lor. În zona noastră a fost odată o evangelizare. Și mi-a povestit fratele prezbiter supărat, foarte supărat. Zice, măi, o venit mă și stătea lângă mine și trebuia să predice. Și mi-a zis că dacă sunt peste 100 predică, 100 de persoane, dar dacă sub 100, el nu mai predică. Și l-a predicat în seara aceea și m-am supărat pe el. Uite, lipsesc oamenii. Filip la câți? La 100? Nu, la 1 a predicat. Lipsesc oamenii care să renunțe la confortul lor, la orgoliul lor și să meargă să-L predice pe Iisus, fraților. Domnul să ne ajute. Evanghelistul care să renunțe la confort 80-100 de kilometri, atât a umblat omul ăsta pe jos. Că după aceea i-a făcut un hatâr, Duhul Sfânt probabil a văzut că era foarte slab, l-a răpit și l-a dus la evanghelizare în altă parte. Poate că nu mai putea să o, era o urgență. Fratele Vlai cu bătrânul din Huiedin povestea chestiunea asta și am întrebat familia să verific, să văd. Într-o dimineață, zice, am vrut să plec la o evanghelizare, stăteam în fața casei, am uitat să mă rog și m-am pus afară, în fața pragului casei să mă rog. Și zice, când am deschis ochii, eram în fața bisericii unde trebuia să mă duc la evanghelizare. Acolo, zice, trebuia să mă duc cu trenul. Aveam kilometri mulți de parcurs.
Dar Duhul Sfânt zice, nu știu, a făcut o minune. Eu mă rugam în fața casei, m-am trezit rugându-mă în fața bisericii. Duhul Sfânt mai face minuni de genul ăsta. Dar cu oamenii care renunță la confort, Doamne, dă-ne evangheliști care să renunțe la confort, dar mai mult, evangheliști care să-L predice pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Uitați-vă aici, la omul ăsta. Merge și începe să predice și deja e al treilea element din această temă amplă și bogată și binecuvântată, ceva, încă ceva lipsește. Dacă lipsește poate din schema mântuirii tale elementul supranatural și ăsta poate să fie un vis pe care Domnul să ți-l dăruiască, o vedenie, ceva special, poate să existe ca Domnul să te mântuiască. Poate că lipsește evanghelistul și până astăzi n-ai auzit Evanghelia, Domnul vrea astăzi să-ți vorbească într-un mod deosebit prin Evanghelie. Dar uitați-vă, al treilea element, lipsește mântuitorul dintr-o schemă a mântuirii. Lipsește mântuitorul și atunci nu se poate realiza mântuirea unui om. De la versetul 28 în jos ni se spune ce se întâmplă. Famenul ia sulul cărții lui Isaia și îl citește. Undeva pe la capitolul 18 se scrie și despre etiopieni. Chiar și voi etiopienilor veți fi străpunși de sabia mea, spunea Domnul acolo. În altă parte, obștea mea ce a risipit-o o să-mi aducă, prin Țefania scrie cuvântul acesta, o să-mi aducă jertfe acolo la hotarele Etiopiei. Faminul ăsta nu știa ce scrie în Biblie, că Dumnezeu chiar și din Etiopia, chiar și dintre negri, că și ei sunt oameni ca și noi, Dumnezeu poate să-și ridice un popor care să-i poarte numele. Țin minte ce povestea fratele Sandu Negrușer, păstorul bisericii noastre, când a mers la un botez în Spania, candidați, cum sunt aici, 31, și acolo erau câteva zeci, și a botezat pe toți. Și la urmă a pus o întrebare și a zis, mai este cineva care dorește să fie botezat, să încheie legământ cu Domnul, care a ajuns la cele patru chei spirituale să poată intra pe ușa mântuirii? Pocăință, credință, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, mai este cineva? Și a văzut că începe cineva să vină pe culoar. Era un negru. A mers în față, măi omule, ai citit Biblia măcar odată? Nu! Am auzit predica, sunt hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Mă, dai parcurs pași ăștia catehizării? Nu, nici asta, dar am venit să mă botez. Și știți ce hotărât era ăsta? Pentru că scrie în Biblie că sunt unii care vin și iau cu năvala. Intră cu năvala în împărăția lui Dumnezeu. S-a dus în apă și uite așa zice, dacă voi nu mă botezați, mă botez eu. Și uite așa făcea. Au zis, hai mă să-l botezăm, că n-avem ce să facem cu omul acesta. Și au trebuit să-l boteze și au rămas în biserică un om serios, un om al lui Dumnezeu. La noi în Albinii a fost un om odată bețiv și lângă Albinii era un bar. Și omul ăsta mergea la bar și într-o zi le-a văzut pe două surori, erau mai diferite, purtau batic, de aceea e frumos să se vadă și lucrul ăsta, să știți chiar pe stradă, să vezi femeile cum poartă semnul stăpânirii. Și omul ăsta a zis, bă, ăstea spocăite. Și au început să meargă după ele curios, că unde merg fetele astea, de ce au atâta pace pe fețele lor și ce se întâmplă acolo unde merg, că și el are o sete după Dumnezeu și ar vrea să meargă, să facă ceva. Și au intrat în biserică, ele fugeau de el, fugeau. Și au intrat în biserică omul și când au văzut atâta lume s-a calmat, trăsese ceva la măseală, s-a calmat. Până atunci le insulta, striga după ele, dar când au intrat, un pic s-au speriat, se calmează, era botez. Era botez. Și frații, el a început să comenteze la un moment dat acolo și ușierii, bă, ce facem, îl scoatem? Nu, l-au lăsat. La un moment dat, când se desfășura botezul, a venit peste el o putere, l-a întâlnit pe Iisus Hristos, s-a trezit din beție, i-a dispărut toată beția și a zis, vă rog să mă botezați și pe mine că l-am întâlnit pe Iisus în biserică. Mare-i Domnul, slăvit să fie Domnul. Pe Mântuitorul îl întâlnim, fraților și surori, în Scriptură, în biserică, în locurile binecuvântate de Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Fratele acesta, astăzi, e un om care are revelații de la Domnul, merge în misiune, îl slujește pe Dumnezeu și un om deosebit. Pentru că așa a lucrat Dumnezeu în dreptul lui, așa a lucrat Dumnezeu. Lipsește Mântuitorul, uitați-vă aici, versetul 32. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta.
Mântuitorul care te mântuiește, care te salvează, trebuie să vină în viața ta prin puterea crucii, prin puterea jertfei. Uitați-vă ce spune aici. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. Glasul lui n-a vorbit pe pământ, dar sângele lui vorbește în ceruri, în Sfânta Sfintelor, Evrei capitolul 12. Sângele lui vorbește și astăzi și strigă iertare pentru cei care se botează astăzi, pentru cei care se vor boteza mâine, dacă mai ține Domnul lumea aceasta. Doamne, cercetează-ne și lasă sângele Tău peste adunare. Lipsește Mântuitorul de multe ori din viețile noastre, un Mântuitor care să aducă jertfa Lui, un Mântuitor care să aducă porunca și modelul Lui. Știți ce model ne-a dăruit Domnul Iisus Hristos? Haideți să ne uităm, pentru că de aici se subînțelege. Famenul în smerenia Lui, așa cum s-a spus, a recunoscut: nu înțeleg ce citesc. Păi clar că dacă eu citesc numai ziar, horoscop și știri, n-o să înțeleg Biblia. Dacă 90% e orice altceva decât Biblie, pentru că ceea ce mă informează, mă formează. Și atunci clar că nu o să înțeleg ce citesc, pentru că mă gândesc tot la altceva, mintea mea o hrănesc tot cu altceva. Dar uitați-vă, famenul recunoaște, nu înțeleg ce citesc, citea Biblie, Biblie pură, nu comentarii, nu altceva. Și a venit Filip, s-a suit lângă el și spune, a început să-i propovăduiască pe Iisus. Versetul 35. Dar uitați-vă la modelul lui Iisus. Spuneam înainte, jertfa lui Iisus. Iisus a murit pentru tine, famenule. Iisus îți iartă păcatul, famenule. Iisus îți spală trecutul. Iisus este cel care poate realiza lucrul acesta. Dar uite-te că Domnul Iisus Hristos ne-a instituit un model. Care modelul? Matei capitolul 3, versetul 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Vedeți, ăsta e modelul lui Iisus. Modelul lui Iisus. Cuvântul baptizo, cuvântul botezului, s-a vorbit deja despre botez, dar pentru ca să înțelegem un pic mai mult, cei care nu sunt familiarizați cu cuvântul Scripturii, cuvântul acesta baptizo, de unde noi avem botez, era folosit în vremea Domnului Iisus și a apostolilor pentru a desemna un vopsitor care mergea și muia un material în vopsea, îl scufunda în vopsea, îl scufunda. Al doilea sens, o corabie care se scufunda, să ne amintim Psalmul 69, o corabie care se scufunda în adâncuri, atunci când naufragia, se spunea despre ea, a fost botezată, s-a scufundat. 3. Un om care era înglodat în datorii, Matei capitolul 18, 10.000 de galbeni în original, talantos. Talantul avea 32 de kilograme, înmulțit cu 10.000, vine 164.000 de ani de lucru cu un dinar pe zi. 164.000 de ani de lucru ca să ne acoperim datoria aceasta. E vorba, până la urmă, de păcatele noastre. Și un om atât de înglodat în datorii, botezat în datorii. Era un alt sens. 4. Un burete care intra în apă, buretele era în apă și apa era în burete. Este un model foarte bun pentru botezul cu Duhul Sfânt. Că noi ne botezăm și în Duhul Sfânt și cu Duhul Sfânt, e corect și într-un fel și în altul. Un burete care era îmbibat în apă și era scufundat în apă putea să fie folosit într-o expresie de genul este botezat. Și 5. Un om plin de răni, amintiți-vă Isaia 66, dacă nu greșesc, un om plin de răni, dacă nu găseai niciun loc unde să pui degetul, era plin de sânge, omul acesta era considerat că era scufundat, botezat în sânge. Domnul Iisus Hristos a fost scufundat în apă și
Botezul lui Iisus, modelul lui Iisus are cel puțin trei semnificații pentru noi. Atunci când noi venim la botez, primim cel puțin trei certificate. E certificatul de deces, certificatul de deces, spiritual vorbind, în momentul când botezătorul te ia și te scufundă în apă, spune Sfântul Apostol Pavel că ești scufundat în moartea lui Hristos, Roman 6:3, Roman 6:11. Ești scufundat în moartea lui Hristos. Din punct de vedere fizic, tu nu poți să stai 3 zile și 3 nopți în apă, sub apă, nu poți să stai nici măcar poate un minut sau jumătate, dar simbolic tu te-ai identificat cu moartea lui Hristos și ai primit un certificat de deces. Ai murit față de trecutul tău, față de eul tău, față de păcatele tale. Și atunci se întâmplă în dreptul tău ceea ce spunea acel om care s-a dus pe tren și ceilalți jucau cărți și l-au chemat. Știi să joci cărți? Da. Vii să joci? Nu. Nu mai am mâini. Nu mai am mâini. Păi cum? Că ți-ai luat bagajul, l-ai pus sus. Nu mai am mâini. Mâinile mele sunt ale lui Hristos. Eu am murit față de ce știam și ce puteam și ce făceam înainte. Certificatul de deces. 2. Certificatul de înviere. Când Iisus Hristos a fost ridicat din apă, când candidatul la mântuire e ridicat din apă, el mărturisește că a înviat împreună cu Hristos. Roman 6:5. Este certificatul ăsta de înviere care ne garantează că suntem vii împreună cu Hristos, că noi trăim, că am fost născuți din nou. Și 3. Vine certificatul de căsătorie. Imediat intrăm în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Și Romani capitolul 7 specifică lucrul acesta. Noi ne-am căsătorit cu legea, Hristos a venit la fel și s-a căsătorit cu ea, Hristos a murit, ne-a dezlegat de lege murind în locul nostru și apoi s-a logodit cu noi și urmează căsătoria, nunta mielului, despre care spunea oamenii lui Dumnezeu în versuri frumoase: o, când va începe nunta noastră, în dimineața fără nori. Pe toată întinderea albastră va fi lumină și splendori. De fața ta strălucitoare, Iisuse drag, când vei veni, de fața ta strălucitoare s-or stinge lună, stele, soare, lumina ta le-a copleși. Va fi dimineața dimineților, sărbătoarea sărbătorilor, nunta nunților. Doamne, adă ziua aceea mai curând. Și al patrulea lucru, pe lângă elementul supranatural, adică îngerul, evanghelist, elementul uman, Hristos, Mântuitorul, El e și supranatural, și natural, e și cu noi, e și om, e și Dumnezeu. Un al patrulea lucru foarte important este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Haideți să ne uităm în versetul 29, Duhul călăuzește. Îl pornește pe Filip îngerul și pleacă. Dar nu știa ce se întâmplă, nu știa ce va fi. Se duce. M-a pornit un înger, trebuie să plec. Și aude o voce și era vocea Domnului prin Duhul Sfânt. Du-te și ajunge carul acesta, versetul 29. Și el merge. Uite, Duhul Sfânt călăuzește și Duhul Sfânt să vă călăuzească și pe voi în tot adevărul. Duhul Sfânt dă bucurie, versetul 39, s-a vorbit, minunat, în timp ce famenul-și vedea de drum plin de bucurie. Am asistat odată în zona Bihorului la un botez, un bătrânel de, cred că avea 78 de ani, era în apa botezului, plin de bucurie. Și păstorul a fost sigur de ceea ce l-a întrebat, pentru că probabil dacă era un altul și nu era așa de plin de bucurie, poate nu îndrăznea să-l întrebe lucrul acesta. Frate cu tare, i-a spus, eram acolo, ai 78 de ani, ce se întâmplă cu păcatele din 78 de ani? Că ai păcătuit mult, poate mai mult ca toți candidații de aici. Ce se întâmplă cu păcatele tale? El, plin de pace, plin de bucurie, a zis, frate păstor, asta nu mai e treaba mea, asta e treaba lui Iisus. Frumos, frumos. În momentul când eu mă întâlnesc cu Iisus, păcatele mele le-am dat Lui,
S-a întâmplat, citeam în istoria creștinismului, Ieronim, cel care a tradus Vulgata. Știa ebraică, știa greacă, știa latină, era un om extraordinar în limbile astea. Mai irascibil el de felul lui, da, un om deosebit în literele Scripturii. Și într-o noapte are un vis. Și în visul lui apare Hristos în fața lui și îl întreabă: Ieronime, ce îmi dai? Doamne, toate cărțile ce le-am scris ți le dau, n-am nevoie de ele. N-am nevoie, eu sunt cuvântul lui Dumnezeu. Ieronime, ce îmi dai? Iar a doua oară întrebarea, aceeași întrebare. Doamne, îți dau Biblia care am tradus-o. Nu mă interesează, asta e a voastră. Eu o știu pe de rost, dacă e caz, nu mă interesează. Eu sunt cuvântul lui Dumnezeu. Ieronime, ce îmi dai? Doamne, îți dau tot ceea ce am. Îți dau casa mea, îți dau hainele mele, îți dau trupul meu, îți dau viața mea. Ieronime, dragă, toate lucrurile sunt ale mele. Și îl întreabă iarăși: Ieronime, ce îmi dai? Doamne, nu știu ce să-ți dau. Auzi, dă-mi păcatele tale, măi, că am nevoie de ele, că eu vreau să te am cu mine în ceruri. Uite ce dor are Dumnezeu să fie cu noi și să fim cu El în ceruri. Să avem bucuria asta a iertării păcatelor. A fost la evangelizare un om odată și a realizat că Hristos l-a iertat. Și atât a fost de bucuros că venea să strângă pe cineva în brațe și să plângă și n-a găsit pe nimeni. Oamenii rămăseseră în sală, el a ieșit afară, plângea, hohotea, nu știa ce să facă, ca și magii aceia, nemai putând de bucurie, au început să dăruiască, să facă ceva. Și omul ăsta iese afară și îmbrățișează un copac și a plâns o jumătate de oră că l-a întâlnit pe Dumnezeu, nu a avut pe cine să îmbrățișeze. Voi aveți pe cine să îmbrățișați, sunt părinți, rude, neamuri, frați, surori, toți sunt în jurul vostru, sunt bucuroși. În ziua asta, cred din toată inima, îngerii cântă în ceruri, e bucurie înaintea feței lui Dumnezeu că cineva s-a întâlnit cu marele Creator, cu marele Mântuitor și acela ești tu care stai și vrei să faci legământ cu Domnul Iisus, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Uitați-vă aici, Duhul Sfânt călăuzește, Duhul Sfânt dă bucurie, amintiți-vă Galateni, capitolul 5, versetul 22, roada Duhului, dragoste, bucurie, pace, uite, roada Duhului vine în inima acestui famen și Dumnezeu, știți ce spune? Duhule, du-te repede și răpește-l pe Filip. Dar de ce, Doamne? Nu mai e nevoie de evanghelist. Evanghelistul trebuie să dispară, îngerul trebuie să dispară, trebuie să dispară tot ceea ce înseamnă artificiu omenesc. Fiecare și-a făcut lucrarea. Omul ăsta trebuie să rămână cu Mântuitorul și cu Duhul Sfânt. Atât! Și merge în țara lui plin de bucuria Duhului Sfânt. Era Duhul înăuntru, dar era și Mântuitorul înăuntru. Deja era în carte, dar Domnul cărții, stăpânul din carte, cel din carte, a intrat în inima lui și el mergea spre țara lui plin de bucurie. Doamne, cercetează-ne și pe noi și ajută-ne să vedem dacă cumva ne lipsește ceva. Poate un element supranatural, poate evanghelistul, poți găsi și citind singur Biblia, dar Mântuitorul 100%. Duhul Sfânt 100%, dacă lipsește și chiar dacă tu crezi că l-ai, să te rogi lui Dumnezeu și să spui: Doamne, mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai mult, mai mult, mai mult. Nu pot să fiu mulțumit niciodată. Ne verificăm fiecare ce ne mai lipsește și Domnul să ne ajute să ne cercetăm și să rezolvăm această problemă. Domnul să vă ajute în drumul către ceruri. Amin.